Pe parchetul sălii polivalente, formațiile de pe locurile 2 și 3 din campionat au jucat modest în ofensivă în prima parte a meciului. CSU Alba Iulia s-a impus în primul sfert cu scorul de 14-12, cu toate că le-a condus pe târgoviștence cu scorul de 10-3. Basketbalistele antrenate de Dan Fleșeriu au revenit și scorul a ajuns la 12-10 pentru trupa din Târgoviște, însă echipa din cetatea Marii Uniri a reușit în cele din urmă să se impună în prima sesiune. Cel de-al doilea sfert a fost unul extrem de echilibrat, jocul de sub panou fiind deficitar pentru ambele echipe. CSU Alba Iulia a punctat de 8 ori, iar CSM doar de 4 ori. La pauză, tabela indicând scorul de 22-16 pentru echipa lui Mirlos Pavov. După pauză, jocul a devenit mai intens, iar atât echipa gazdă cât și cea vizitatoare au început să se dezamorsească pe plan ofensiv. După 3 sferturi încheiate, scorul era 37-35 pentru CSU Alba Iulia. Doar 2 punctele despărțeau pe cele două echipe înainte de ultima sesiune a meciului, semn că suspansul a atins cote maxime în ambele tabere. Mergându-se cap la cap până spre final, însă cu un plus de concentrare pentru echipa lui Popov, CSU Alba Iulia s-a impus în final cu scorul de 56-46. După meci, antrenorul CSM-ului Dan Fleșeriu a declarat că echipa din Alba Iulia i-a dominat la capitolul apărare. Știam că va fi un meci foarte greu, cu cea mai bună apărare din campionat. Echipa Alba Iulia este, ca și statistică, cea mai bună apărare din campionat și au dovedit-o și astăzi. Au reușit să ne oprească pe noi, care în general dăm peste 80 de puncte meci de meci. Apărarea, cu excepția câteva faze sub coș în care pivoții noștri au lăsat de dorit, a mers destul de bine și la noi, în cele n-au dat multe puncte. Am reușit să le ținem sub 60 de puncte, lucru pe care îl și plănuiam. Dar când nu dai cel puțin 70-75 de puncte acasă, la un meci acasă, n-ai cum să ai pretenții să câștigi. Iar dacă ne uităm pe statistică, nici măcar de la aruncări libere nu avem un procentaj bun unde nu este apărare. Pare rău pentru tot ce s-a întâmplat astăzi. Am jucat foarte prost, atacul a mers extrem de prost, nu ne-a intrat nimica și aici se vede diferența, unde noi am jucat acasă și trebuia să marcăm mult mai multe puncte, am ratat incredibil. Eu cred că este o diferență. Am fi putut câștiga dacă eram un pic mai concentrate sau poate am fost prea concentrate și asta a dăunat echipei noastre. Se pare așadar că apărarea a fost punctul forte al echipei din Alba Iulia, care și-a dorit cu orice preț să obțină această victorie. Plăcută decât anul trecut, când am pierdut la 40 de puncte. A fost important să câștigăm astăzi, ne-am dorit foarte mult, mai ales după înfrângerea care am avut-o în Cupa României cu Aradul. După cum a spus și antrenorul, a avut foarte mare încredere în noi, ne-a încurajat tot timpul, ultima săptămână, și a spus că numai dacă ne apărăm vom câștiga acest meci. Și eu cred că apărarea a câștigat meciul, după cum se vede și pe tabelă, punctele au fost foarte puține, 56-46 într-un meci între două echipe ca Târgoviște, Alba Iulia, trebuia să fie mai multe puncte. Alba Iulia a câștigat ambele meciuri. Da, să spunem că și acasă, de exemplu, Târgoviște a condus la început, au jucat mai bine, dar ne-am revenit. Eu cred că atunci când noi jucăm ca o echipă, putem să batem pe oricine. Asta am demonstrat și în meciul din cupă cu Aradul, de acasă, și astăzi. Astăzi am fost o echipă în apărare, în atac, nu au mai fost individualități. Ce șansă are Încă mai este de jucat acest campionat, este greu, noi mai avem încă două meciuri foarte grele, sunt trei, Arad, Sfântul Gheorghe și Alexandria, să nu uităm că chiar dacă nu este o echipă în primele patru, poate produce surprize la el acasă.